Prima săptămână din octombrie este dedicată prevenirii gripei, potrivit unei legi care a intrat în vigoare în urmă cu câteva zile, mai exact în data de 26 septembrie. În sezonul trecut, alerta epidemiologică privind virusul gripal a fost declarată la 1 februarie 2024, după ce au fost înregistrate într-o săptămână peste 130.000 de cazuri de infecții respiratorii, cu aproape 36% mai mult decât în aceeași perioadă anului precedent. 97 de oameni au murit din cauza acestui virus până în data de 14 martie. Am început săptămâna de prevenție a gripei, gripa fiind o infecție respiratorie acută care este dată de către virusurile gripale. Virusurile gripale sunt foarte multe. Ele sunt studiate de către specialiști Organizației Mondiale a Sănătății în fiecare an și Organizația Mondială a Sănătății stabilește în funcție de circulația predominantă a virusurilor gripale compoziția vaccinului antigripal sezonier. De ce? Pentru că trebuie să ne vaccinăm împotriva gripei în fiecare sezon rece pentru a preveni formele grave de gripă. Cine trebuie să se vaccineze? Toată populația, dar în primul rând populația cu risc. Populația cu risc reprezintă copiii, femeile gravide, bolnavii cronici de orice vârstă, dar și persoanele peste 65 de ani și personalul medico-sanitar, pentru că cineva trebuie să aibă grijă de noi dacă facem gripă. În 2023, Ministerul Sănătății a stabilit că vaccinul antigripal se prescrie pe rețetă de către medicii de familie, gratuit pentru cei din categoriile de risc și compensat cu 50% din preț pentru celelalte persoane. De ce să ne vaccinăm la medicul de familie, la farmacie și nu pentru că avem o vecină care este asistentă? Pentru că atât medicul de familie cât și farmacia va înregistra vaccinarea în Registrul Național de Vaccinări și astfel oricine poate să vadă că noi suntem vaccinați. Da, prevenim prin vaccinare gripa sau dacă avem, să zicem, nenorocul să facem gripă cu un alt virus decât cel care intră în compoziția virusului gripa, vaccinului antigripal sezonier, atunci sigur vom face o formă ușoară de gripă care nu va necesita internare. Farmaciile sunt deja aprovizionate cu vaccin antigripal sezonier și medicii de familie au început deja să scrie rețete atât pentru grupele de risc cât și pentru persoane care nu intră în grupul de risc pentru vaccinul antigripal. În lege se arată că este necesară informarea privind riscurile gripei, pentru că nivelul de vaccinare antigripală din România este foarte scăzut, de doar 9% în anul 2023. Și pentru că astăzi, 1 octombrie, este Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Hunedoara 1 TV le urează tuturor seniorilor o viață lungă și multă, multă sănătate!